Bună tuturor, numele meu este Alexandra și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, un loc în care vorbim despre un stil de viață sănătos, productivitate și cum să fim cea mai bună versiunea noastră, atât fizic cât și mental. Și pentru că vine sesiunea, am zis că ce lucru mai bun decât să vorbim despre examene, cum să învățăm, sau mai specific, 7 lucruri pe care le putem face înainte de un examen. Haideți să ne apucăm de treabă! Primul lucru de pe listă și cred că cel mai important din punctul meu de vedere este să nu vă panicați. Și știu că este mai ușor de spus decât de făcut, însă în momentul în care vă panicați, vă pierdeți din randament, din eficiență și nu mai învățați la fel de bine. Așa că încercați să aveți un mindset pozitiv atunci când vă apucați de învățat pentru un examen, pentru o admitere sau pentru, să zicem, sesiune. Dacă vă gândiți că va fi greu, că nu veți reuși, că alții sigur învață mai mult ca voi, nu veți avea aceeași bună dispoziție și aceeași chef de a învăța. Trebuie să aveți o mentalitate de învingător, să vă gândiți că veți reuși, că au fost și alții înaintea noastră care au învățat și care au reușit și la fel, dacă au reușit ceilalți, puteți și voi să reușiți. Al doilea lucru pe care puteți să-l faceți este să vă gândiți ce aveți de învățat. Iar cea mai bună persoană pe care să întrebați acest lucru este profesorul, pentru că el va face subiectele pentru examen. Și puteți să-l întrebați cum se va desfășura examenul, dacă are anumite, să zicem, subiecte pe care el le consideră mai importante și pe care trebuie neapărat să le știți, sau alte lucruri organizatorice. Iar lucrul acesta vă va ajuta în două moduri. În primul rând, pentru că nu mai citiți în gol, ci știți exact ce trebuie să știți. Iar în al doilea rând, pentru că profesorul va aprecia că vă interesează și că vreți să fiți activi și să luați o notă bună la cursul lui. De exemplu, noi aveam la unele examene practice o listă cu 100-150 de subiecte și știam că în aceste subiecte va cădea unul sau două subiecte. Evident că fiind un număr atât de mare, era practic toată materia. În schimb, ne ajuta pentru că puteam să trecem, de exemplu, spre un subiect pe care să nu-l considerăm neapărat important și să apară pe lista respectivă și astfel să-l citim mai atent sau să ne facem o schemă la subiectul respectiv. Pentru al treilea, fă un plan. Ați întrebat profesorul cam ce aveți de învățat, acum trebuie să vă și organizați ca să învățați. Și luați o foaie de hârtie sau folosiți calendarul de la Google și scrieți-vă exact datele în care veți avea examenele. Și apoi uitați-vă să vedeți cam câte zile aveți pentru fiecare examen. Și distribuiți-vă materia în așa fel încât să reușiți să terminați materia de învățat. Cel mai bine ar fi cu o zi înainte de examen, pentru a avea o zi de repetat sau să învățați ce nu ați reușit să învățați în zile din urmă. Mi se pare lucrul acesta cea mai bună organizare și cel mai bun plan pe care puteți să-l faceți. Și încercați să faceți un plan realist. Nu puteți să vă spuneți, să vă mințiți pe voi, să vă spuneți că veți învăța câte 500 de pagini, 1000 de pagini pe zi, pentru că șansele sunt să nu reușiți să învățați atât de mult. Punctul 4. Găsiți-vă stilul de învățat. Trebuie să vă cunoașteți pe voi, să vă gândiți cum învățați voi cel mai bine. Dacă învățați acasă sau la bibliotecă, dacă vă place să fie liniște sau să aveți muzică în căști, dacă, de exemplu, învățați dimineața sau după amiaza. Eu, spre exemplu, învăț cel mai bine la bibliotecă, de obicei dimineața, și trebuie să fie liniște în jurul meu. Nu pot să învăț în momentul în care am căștile date la maxim și cu muzica bubuind în urechi. Însă, pentru fiecare este diferit. Trebuie să vă gândiți la lucrul acesta pentru că, în momentul în care știți exact care este stilul de învățat, sunteți și mai eficienți atunci când învățați. Punctul 5. Creați-vă o imagine de ansamblu asupra materiei. Aceasta este prima etapă. Luați cartea sau PowerPoint-ul profesorului și răsfoiți-l pentru 2-3 ore maxim. Uitați-vă ce este mai important, cam câtă materie este, ca să știți cum să vă organizați. Pentru că dacă veți pierde 2-3 ore, spre exemplu, să învățați, nu știu, pentru medicină, etiopatologia bolii sau epidemiologia bolii, poate nu veți mai avea timp să învățați despre complicații sau tratament care sunt mult mai importante sau sunt măcar la fel de importante decât prima parte cu clasificări și definiții. Așa că trebuie să știți cum vă organizați timpul și pe ce vă axați mai mult atunci când învățați. Punctul 6. Învățatul activ. Ați răsfoit cartea, ați văzut cât aveți de citit, acum trebuie să învățați propriu-zis. Iar învățatul activ este un concept pe care l-am întâlnit și eu acum câțiva ani și care m-a ajutat și pe mine foarte mult. Ce trebuie să faceți este să luați cartea, o foaie de hârtie și un pix, să citiți un paragraf
și să scoateți ideea principală din paragraful respectiv. Să vă gândiți ce este cel mai important din acel paragraf. Puteți să scrieți o propoziție sau un cuvânt cheie, în niciun caz nu copiați tot paragraful, pentru că e ca și cum am copiat într-o parte în alta. Trebuie să vă gândiți ce a vrut autorul să transmită în acel paragraf. De asemenea, dacă citiți o propoziție sau o informație și vi se aprinde așa un beculeț, vă gândiți, a, ia uite ce interesant, este posibil că și profesorul să gândească același lucru ca și voi, că, uite, e interesantă chestia asta, trebuie neapărat să o pun în examen. De exemplu, pentru mine, nu știu, pe neurologie, să zicem, învățam despre AVC-uri, despre accidente vasculare cerebrale, și scrie la un moment dat că nu trebuie să scădem tensiunea foarte brusc. Și a fost un, nu, momentul acela de beculeț care s-a prins și era că, a, ia uite ce interesant. Și a fost și în examenul de rezidențiat aceeași întrebare. Iar ultimul lucru din listă este acela a resurselor. Găsiți-vă cât mai multe resurse și neapărat cele convenționale, cum ar fi cărțile. Pe YouTube sunt atât de multe tutoriale și atât de multe filmulețe în care vă sunt prezentate lucrurile vrute și nevrute. Pentru medicină sunt extrem de multe canale de YouTube care vă explică patologia unei boli, epidemiologia, tratamentul. Sunt foarte frumos desenate și sunt structurate în așa fel încât să fie un videoclip de 10 minute. Iar după ce ați văzut acel videoclip de 10 minute, aveți o imagine de ansamblu, cam știți pe ce este vorba în boala respectivă și apoi puteți să mergeți să citiți din carte. Sper că v-a fost de folos acest video, mult spor la învățat și mult succes la examene. Noi ne revedem data viitoare. Mă puteți găsi și pe alexa.chiriac pe Instagram și sunt curioasă să lăsați în comentarii modul în care voi învățați cel mai bine sau dacă aveți tips and tricks, sfaturi pentru alți studenți, alți elevi care vor și ei să ia notă foarte bună la examene.